ne strânge în spate și mai mult decât orice vreau să nu uităm ceea ce s-a întâmplat, să nu ajutăm istoria să se repete. Să ne rugăm bunului Dumnezeu ca nicăieri în lumea asta să nu mai existe exerciții de putere a unor state cu genociduri asupra altor popoare care își doresc de fapt libertate și să trăiască cum vor. Mulțumesc foarte mult. Cinste, mă scuzați, cinste doamnei primar și celor care s-au implicat și se implică mereu în memoria celor care au căzut fără vină. Ei sunt vinovații fără vină, de fapt. Mulțumim și singura șansă este să ne uităm și să fim din ce în ce mai mulți, mai prezenți, an de an. Este singura șansă la libertate, chiar. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc frumos. Și dacă am început cu Australia, cred că ar trebui ca să-i dăm cuvântul. Sergiu, unde ești? Deci, spune-te, rog, cum ai ajuns aici și de... Bună ziua la toți! Urmăresc pe Facebook pe doamna Elena și din când în când ea pasează evenimente din istoria, din istoria noastră și am întrebat-o așa, doamna Elena, dacă avem posibilitatea venim să comemorăm pe toți cei, pe frații noștri și să ne aducem aminte de istoria noastră, și a spus că sunteți bineveniți. Și vă așteptăm cu mult drag. Și mi-a părut bine că am făcut cunoștință cu, în sfârșit, cu doamna Elena. Și mulțumesc pentru primire. Din Australia. Mulțumesc frumos. Deci vă dați seama cât deci multă lume ucărește Facebook-ul ăsta, nu? Dar vedeți că pe Facebook au ajuns istoria mahalenilor și prin Australia și vă dați seama să facă un drum atât de mare ca să vină, să fie aici alături de noi. Îl văd aici pe domnul Ștefan Broască. Domnul Ștefan, veniți să spuneți câteva cuvinte? Începem a îngheța. Se pregătește fetele. Și Elizaveta Silețcă. Sunt foarte tulburat sufletește pentru că noi pomenim martirii neamului și martirii, numărul acestor martiri este foarte mare. Două date sunt înscrise cu sânge în istoria Bucovinei din anii 40, 6-7 februarie aici la Lunca și 1 aprilie. Mă aud, am... Uite-și. Deci, vedeți că fete suntem mai multe, deci, stimați bărbați, poate și, dar nu luați de glumă, eu vorbesc în serios. Hai veniți lângă ansamblul nostru, că numai 5 bărbați au fost mai îndrăzneți, apoi să nu iasă că noi suntem mai îndrăzneți ca voi. Cu toate că în Mahala se începe matriarhatul, numai preoți au rămas bărbați, restul tot femeile conduc. A, nu, îmi pare rău, m-a scuzat, și este directorul de școli din Mahala. Tot acum vreau să vă spun, să mulțumesc Mariana Boiciu, bibliotecara. Ce vrei? Gata să-mi închid gura, da? Nu știu. Olea Zaidel, bibliotecara. Toți consilierii, deputații satului au luat parte. A noștri 16, că 10 din partea primariei de la Ritcovță și 16 sunt noștri. Toți 16 deputați care voi ați ales au luat parte la manifestarea aceasta. Yeah.
Fetele de la Ritkovce care au venit cu tot cu un cântec la noi.
Uite, mamă, trenul vine și mă ia de lângă tine, tinerețea mea. Și mă duce în țări străine, un enorm mântuț pe mine, tinerețea mea. Nu mai am alinte mine. Și Batista de la tine, tinerețea mea. Și Batista are o floare, și Batista are o floare, sunt în fața de sudoare, tinerețea mea. De la ce ne uiți la mare, noastre v-au împărțit la fiecare imnul satului Mahala. Cu acest imn, vă rog să-l cântați împreună cu noi. Mahala, sunt amințarea albastră,
duși neagră mă.